Un cetățean al municipiului Zalău a sesizat marți, nemulțumit fiind de peticirile care se fac în spatele unității militare pe strada Sfânta Vineri. Ajungând la fața locului, echipa ZTV a constatat că, într-adevăr, s-au realizat lucrări de mântuială, ceea ce nu mai reprezintă o noutate pentru locuitorii acestui frumos oraș. Lucrătorii de la firma Citadin au turnat asfalt doar pe mijlocul drumului, acolo unde se formase un mare crater care de fiecare dată când ploua se umplea cu apă, ducând în eroare șoferii care își nenoroceau mașinile pe acea porțiune de șosea. Un lucru lăudabil, spun locuitorii, despre faptul că autoritățile s-au înduplecat și și-au ridicat privirea și spre acea stradă, uitată parcă de lume. Însă, să nu asfaltezi toată strada denotă lipsă de profesionalism și nesimțire, susțin oamenii.